S-a întâmplat să mă grijă să l nu video de pe acest canal. Mama, ce m-am auzit, cred că s-a pus microfon, dar nu s-a mă. Am avut școală, am avut chestia aia. Multe chestii gen am avut. Nu știu cum să vă zic. Da, ce să faci? Și n-am mai postat, mi s-a dus și... Aoleu, mi s-a dus tot vibe-ul, tot așa, știi ce zic? Acum am revenit cu un nou episod de Rocket League. Despre ce este vorba în Rocket League? Noi suntem niște mașinuțe. Putem, care pot fi customizate, vedeți, au... Avem mai multe mașinuțe, cum ar fi asta, asta. Putem să le schimbăm paint job-ul, să spun așa. Putem să le schimbăm culorile, putem să le schimbăm materialul, putem să le schimbăm roțile, putem să le schimbăm turbo-ul, putem să le schimbăm șepcile, chestiile care se pun deasupra, gen. Putem să le schimbăm... Aolea, stai că mi-a... Putem să le schimbăm antene, orice, până și sunetul de la motor. Putem să pot să-l pun de V12. Ce... Sunt mai multe moduri de joc, dar principalul mod de joc, cred că v-ați dat seama de aici, știți ce zic? Este fotbalul. Ok. Să dăm așa, casual, un 3-3. Să vă zic, să vă arăt despre ce e vorba, gen. Așteptăm acum. Să... Băieți, ok. Uite că ne-a și dat într-un meci. Vedeți, eu sunt mașinuța asta. Mamă, ce... Stați că eu mă uit, am OBS-ul deschis. Sar, eu pot să sar. Știi ce zic? Am turbo ăsta, du-te, dică. Și trebuie să dau poarta. Vedeți că culoarea mașinii mele e albastru. Și putem să mergem pe pereți. Putem să ne întoarcem cum vrea mușchișorile noastre. Și noi trebuie să dăm, trebuie să dăm mingea în poarta adversă, gen, dacă eu sunt albastru, se vede după culoarea, bine, nu eu, dar se vede după culoarea mașinii mele, gen, sau a noastră, sau dacă dăm tabă așa, plus culoarea albastră, și trebuie să dăm poarta, mingea în poarta portocalie, știi? Și ăia din echipa portocalie trebuie să dea mingea în... echipa, în poarta echipei noastre, bă, vezi că nu mai filmat de mult timp că am avut școala și asta, dar în timpul ăsta am uitat să vorbesc, să sincer, mă. Aoleu, ce-am ratat-o. Știu că e lag, dar credeți-mă și în creierul meu, ia. Da, mă scuzați din nou. Am dat. Mă scuzați din nou pentru lag. Gen, mă scuzați. Nu știu dacă mă scuzați, dar sper să mă scuzați. Că eu, oameni buni, filmez de pe un laptop. Nu e cel mai... Bine, e un laptop destul de ok, dar pentru gaming, pentru filmări, pentru așa... Nu e cel mai strălucit. Știți ce zic? Și s-ar putea să mai am un pic de lag, dar toată lumea începe cu ce are, na. Și stați să fac eu o chestie așa. Deci nu mai ziceți la nimeni. Dar am un secret. Glumesc. Mamă, cum am dat-o, mă! Ia uitați-mă pe ăsta! Uite cum a dat-o. Mamă, fix în poartă, mă, zice, are ochiul de tigru, mă. Ochiul de șoi. Și deja am făcut 4 minute din acest video. Dacă mă uit pe OBS. Nu știu cum, că doar am discutat și am început să joc. Dar am făcut 4... Ai, mă, că puteam acolo. Dar am făcut 4 minute. Și, de exemplu,
Știu oameni, știu, am prieteni care întreabă mulți youtuberi, de exemplu, cu ce mi-ai recomandat tu să încep, de exemplu, aoleu, cum a dat-o ăsta, mă? Am dat-o și eu să am ratat-o. Hai, pot să dau gol? N-am ajuns la ea. Nu doresc să vă spun, să vă zic. Mulți prieteni se duc, i-am văzut pe chat, pe live-uri, nu numai la mine, la alții, că eu nu fac live-uri, că gen, mamă ce gol a dat, că gen întreabă cu ce mi-ai recomanda, ce tehnologie mi-ai recomanda să încep cariera în YouTube, gen procesorul ăla, placa aia, camera aia, știți ce zic? Bă, părerea mea e că fiecare face ce are, că toată lumea, știți cum e, toată lumea a început de jos. Până și PewDiePie, cred că primul videoclip l-a făcut pe nu știu, pe telefonul lui taică-su. Zic și eu zic, numai zic. N-am vrut să scot, mă fix, deci pe video pierd într-una, mă, dar pierd, asta e cincea dublă pe care o filmez. Dar voi nu trebuie să știți asta. dar, când sunt acolo și în legea mea, mă uit la un video, ascult un video, bă, zici că plus Dumnezeu jocului, zici Dumnezeu Rocket League-ului. Sau poate că e lag pe Rocket League când filmez, pentru că vă dați seama. Nu, deci așa ceva nu se mai poate. Da, nu știu ce fost aia. Asta se întâmplă când se enervează Marius. Ua, gol! Am dat și eu un gol acum pe final. Uitați-mă! Uitați-mă în acțiune! Uitați-mă în acțiune! Și vine și... Dau gol, bă, băia! Bine, mă! Bine, acum ca să înțelegeți, eu am într-o parte am Rocket League-uri, iar în cealaltă am OBS-ul, gen. Acum m-am cum arăt așa. Cealaltă am OBS-ul. Și eu văd cum decurge video-ul, cum dacă se creșuiește OBS-ul sau dacă se întrerupe ceva, și gen. Aole, ce-am făcut? Stați un pic. Dar cred că ne jucăm cu un match de Rocket League. Și apoi nu știu ce facem. Nu. De ce sunt așa de prost? Până mi-am dat seama acum că până acum aveam volumul de la joc pe maxim, gen, nu de la joc, de la OBS. Cred că va mai trebui să trag o dublă, că mi s-a mai întâmplat așa încă o dată, apoi aveam facecam-ul pus din greșeală și n-ar bine, apoi am creșuit OBS-ul de la prea multe FPS, de la prea mult ping lag. Apoi mi-am dat seama că am încheiat videoclipul odată la 2 minute. Apoi când am vrut să filmez, eram pe altă scenă și totul era negru și eu ca prostul nu vedeam OBS-ul, că nu știu de ce nu l-am pus pe ecran și am filmat 10 minute cu ecranul negru. Se auzea doar voice chat-ul, doar voice-ul meu, voice-ul, voice, aoleu. Cineva să trimit ajutoare, gândesc în engleză. Mă, dar ce are asta cu mine, mă, de mă ține așa? Mă, dar ce au ăștia cu mine, mă, de mă împing? Deci, da, voi sincer să viu. Puteți să încercați jocul. Nu e bine, e destul de fain, doar că la mine nu se vede un gameplay fain, că sunt o paletă de Australia la
paleta de stejar la Rocket League, mai ales că am și lag acum un pic. Deci, dar jocul, dacă pentru prima oară îl jucați, e destul de fain, sincer, e ca și Minecraft, știi? Dacă îl joci pentru prima oară, acolo putem să-l vezi mingea, bă, și-o bucură, salut. Da, dacă joci pentru prima oară, Rocket League e destul de fain. Dar, deodată ce te obișnuiești, e bun, nu mai e ce face, știi, nou. Și plus, e destul de interesant când vine vorba de divers, știți, gen, că are extrem de mult, în Rocket League sunt destul de multe mașinițe de astea, destul de multe culori, destul de multe pălării, destul de multe roci, poți să ți le faci cum vrei nimeni ta, mașinile, să ți le aranjezi, să ți le, așa. Și apropo, după meciul ăsta, după Rocket League, după meciul ăsta de Rocket League, pentru cei care se uită și nu știu, o să vă zic și un secret. Bine, boss. Vă zic un secret, așa. Am salvat o ură. Dacă fac și un backflip, fac, este. Asta am făcut doar ca să-mi testez. Mamă, am dat autogol. Mamă, ce paletă! Dați-vă și voi. Acum mă vine Mărâș. Stați un pic rapid să fac ceva. Un pic și o să fac ceva, știți? Gen ce zic? Aoleu, iar mi s-a făcut ecranul negru. Ba, bravo, Marius! Bravo, Marius! Numai cu ecrane negre joci. Vă închipuiți că eu așa am stat 10 minute și am vorbit ca ultimul fraier. Puteam să palesc acolo, dar nu. Dar asta e partea a doua. Importantele e important, contează gestul, știți ce zic, gestul și intenția. Gustul, bă, mi-a făcut gustul ăla. Apropo, chestiile astea, și chestiile astea, de exemplu, uitați, chestiile astea pe jos, care sunt portocalii, nu știu ce sunt, care emană o chestie, vă dau busca pe care puteți să-l vedeți. Aoleu, de ce mă pe filmare? Vă dau o chestie, un boost pe care puteți să-l vedeți în dreapta jos. Dreapta jos, da. Dacă și puteți să-l folosiți, nu știu, puteți să-l folosiți și el vă dă boost. Și cu Shift S vă întoarceți mașina gen cu fundul în jos și cu capul în sus, gen. Deci cum, uite așa, dacă săriți, gen, uite așa. Știți? Dar nu chiar așa de mult. Cam așa. Și dacă dați boss-ul în timp ce sunteți așa, puteți zburați chiar. Tot, zbor, mami! Au. Dacă aveți destul de mult boost și cu zborul ăsta puteți să dați goluri. Sau șuturi, minge, ce să mai... Nu. Da, altă spate. Nu prea contează, mă. Și așa video deja are 14 minute. Ok, hai că vă rog și un secret. Dacă vă duceți aici la Options, vă duceți la Extras, vă duceți la Redeem Code și băgați aici cod. POPCORN, gen popcorn. Eu deja i-am dat redeem, dar o să-l las și în descriere, pentru cine vede videoul ăsta și vrea să-l vadă, vrea să-i dă redeem. Dacă vă mai mișcați Rocket League, el vă dă un turbo de ăsta, care arată cam așa. Gen, e cu popcorn, ce să mai, știi? Da, cam ăsta a fost videoclipul.
Da. Pentru primul videoclip după câteva sute de ani de nepostat, eu zic că e cât de cât decent. Adică pentru câteva sute de ani de nepostat și asta e prima oară când postez, zic că e pe laptopul ăsta, nu cam laptopul meu, by the way. Ia, bă. Stai că iar am volumul. Eu zic că e cât de cât decent. Deci, na. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share. Am dat un gol. Bine, vă dați seama că stai pe... Și vă arăt cum funcționează, cum arată boostul ăsta. Uitați, de exemplu așa și dai cu niște popcorn din spate, în urmă, vedeți? Dai cu niște popcorn în spate. Cum v-am zis, cu asta puteți să dați minge. De exemplu, dacă mingea este sus și nevoie pe este sus, voi faceți așa, așa și o păliți, mă, tati. Asta e o tactică foarte, dar foarte bună. Gen, așa. A, numai că eu n-am pălit-o cu spaletă. Spaletă, gen așa. Vedeți, am zburat cât de cât. Și... Da. Nu uitați că dacă vă plăcut videoclipul acesta, nu uitați să dați share, like, să vă abonați dacă vreți. Doar dacă vreți. Cine sunt eu să vă oblig? Și... Eu am fost Marius, noi ne vom auzi la un nou episod. Noi ne vom... Aoleu, ce prost îmi spun. Noi ne vom revedea la un nou episod. Pa, pa!